Bună tuturor, bine ați revenit! Eu sunt Meme și vă aflați pe Heca Astro Tarot. Vă mulțumesc că petreceți timp cu mine și astăzi. Ne vom ocupa de citirea pentru energia zilei. Acest clip video, cum vreți să-i spuneți, este valabil din momentul în care îi dați voi click, din momentul în care îl accesați. Timpul este relativ, este atemporal, chiar dacă eu spun astăzi, astăzi poate fi și mâine și așa mai departe. Bun, vă rog să țineți cont de faptul că s-ar putea ca energia să nu rezoneze cu toată lumea. Facem parte dintr-un câmp colectiv. Citirea este una colectivă. Luați doar mesajele care vă ajută și cu care rezonați. Bun, haideți să vedem despre ce este vorba. O să plec de la un mesaj predominant pentru voi astăzi și apoi dezvoltăm. Mi-au ieșit două. Sunteți distrași de lucrurile strălucitoare sau modul în care un lucru îți poate fura ochii doar pentru că strălucește, dar nu este și neapărat de calitate. Și să ne umplem cupa iubirii cu zâmbete. Termenul ăsta în engleză e așa cumva zâmbete, bucurie sacră. Să trăim în armonie. Avem cifra 21. Pentru mine 21 înseamnă control, ceea ce înseamnă că trebuie să ne eliberăm de control, da, și să intrăm în energia asta sacră, divină și să ne umplem cupa cu recunoștință și cu bucurie. Iar aici este cifra 15. Cumva masculinul, energia masculină este în căutare de schimbări. Pentru a deveni mai profundă, să ne distragă ceva strălucitor care nu este neapărat de calitate, este o energie ușor superficială. Haideți să vedem. Zece de monedă. Obosiți, un divorț, marele preot sau, da, imediat vă spun, optul de cupă, asul de spadă, vi s-au pronunțat unora dintre voi actele pentru divorț, șapte de cupă, nouă de monedă și nouă de bâtă. Nu închide cicluri karmice, să știți. Pentru voi aici se închide un puternic ciclu karmic. Unii dintre voi ați finalizat actele pentru divorț și ați plecat la drum, ați ieșit dintr-o relație care v-a consumat psihologic și mental, v-a dus la epuizare, la agonie. Și acum nu știți încotro să o apucați pentru că sunteți rănit. Rănită. Exact asta spune aici citirea. Vă simțiți ușurați să știți că sunteți singuri sau singură, pe de o parte. Pe de altă parte, s-ar putea să aveți copii aici, să fiți implicați în asta, pentru unii dintre voi, da? Pentru alții dintre voi, simt o puternică teamă de abandon aici. Ați aflat un adevăr al cărui răspuns îl căutați de ceva vreme și acum dintr-o dată vă simțiți mai bine, dar vă și doare în egală măsură. Unii dintre voi ați ieșit mai înțelepți din povestea asta și știți că trebuie să fiți puternici de dragul copiilor. Dacă nu aveți copii aici, cel puțin să știți că energia care vă susține este una care vă va și vindeca. Și ia uitați, vine cavalerul de cupă pentru că, și vă uitați, rana voastră se uită din nou către iubire. Deci voi aici, în punctul ăsta, ați ieșit tare șifonați și tare
pansați din relația asta pe care o văd eu aici, dar vă uitați către viitor cu pe de-o parte cu încredere, pe de-o parte cu sufletul strâns și cu neîncredere, către iubire. Este o relație nefavorabilă, ce văd aici, dar nu și ultima. S-ar putea să fiți așa de încărcați, ca să le leg de povestea asta, pentru că este un ciclu karmic, altfel nu e așa cuvântul sacru aici, și este necesar să oferiți recunoștință pentru această poveste. Pentru unii dintre voi e mai bine că ați scăpat, și pentru că doar ideea că erați într-un cuplu nu însemna și că sunteți într-un cuplu. Adică erați într-o relație, dar erați singuri într-o relație. Și cavalerul de spadă. Sunteți puși pe fapte mari aici, vă văd puternici, vă văd că vă refaceți foarte puternic după acest eveniment nefavorabil din viața voastră. Va mai mult decât atât, vă văd îndrăzneți, însă să aveți grijă să nu fi rămas așa cu un gust amar și să porniți discuții agresive care să nu vă ajute pe voi. Pentru unii dintre voi aici s-ar putea să fi pierdut un proces, ceva legat de niște case, sau să fiți implicați într-un proces, într-o succesiune, chestii de genul ăsta, care are legătură cu niște acte, cu niște case, cu niște bani, de ce nu? Pentru că asta este energia taurului și nu știți ce să faceți. Poate vă căutați un avocat, pentru că deja sunteți la capătul puterilor și nu mai aveți resurse materiale să vă susțineți singuri. Dar preponderent pentru unii dintre voi, văd aici o iubire din tinerețe. O iubire pe care ați avut-o în tinerețe, poate în tinerețe când erați mai copii așa, v-ați și căsătorit și v-a distrus relația aceea mental. Și ați rămas prinși acolo cu rănile, rana aia se vindecă rău, greu. Nu este cazul să vă mai măcinați, pentru că vine pacea și armonia către voi, are omul ăsta aici o ramură de măslin. E momentul să aruncați prosopul în ring, să spuneți, știți ce? Asta nu e lupta mea. Nu e viața mea, nu e lupta mea. Să intrați în energia regelui de bâtă, pentru că este o energie foarte bună, este o energie de leu, o energie puternică care se dezvoltă, o energie armonioasă. Vă spun imediat și ce semne avem aici. Câteodată uit, câteodată mi-aduc aminte, câteodată eu văd 10 de spadă, zic 10 de monedă. Voi luați mesajele așa cum sunt, că le corectez în subtitrare. Și vine steaua. Sunteți ghidați către calea voastră. Vine cu vindecare toată povestea asta, un leu și un vărsător. Foarte interesant. Leul și vărsătorul au ceva în comun, sunt nobile ambele energii, una dă regatului, adică familiei. Leul în general răspândește așa în familiei, e bun și cu ceilalți, nimic de zis, dar vărsătorul e mai bun cu lumea în general, cu umanitatea, cu toată planeta. Deci sunteți susținuți să vă vindecați din toate părțile, cunoașteți oamenii potriviți, oameni care vă ajută să vă vindecați, sunteți într-o etapă de 8 de cupă, 8-ul se întoarce către 2 ca să ajungă la 9, la împlinire. Avem pe masă vărsătorul, taurul, gemeni, vărsător, balanță, săgetătorul, scorpionul, taurul din nou. Da, energie de scorpion puternică și pești. De ce e 10 asta de spadă aici? Justiția. Am spus ceva legat de proces. Deci aveți ceva legat de acte, de procese, de partaje.
Divorțuri. Divorț. Un divorț este ca și când v-a lăsat cu ochii în soare. Ați avut de toate și nu mai aveți nimic. Și regina de cupă. Este progres și evoluție pentru voi aici. De la zi la zi la zi vă veți simți din ce în ce mai bine. Pentru că regina de cupă este o energie foarte iubitoare, o energie blândă care oferă necondiționat și este un element al peștilor. Veți reuși să integrați în voi atât energia peștilor cât și energia leului. Adică sunt nobil, în inima mea ai loc necondiționat. Tradus astrologic. Ce mai avem aici? Vampir energetic. Această relație este gata, fără noi șanse de împăcare, să vă transformați viața și să creșteți din povestea asta. Practic, ce am spus mai devreme. Era ceva superficial, ceva care strălucea, dar ceva care vă măcina din interior. Știți, un fel de cal troian era relația asta pentru voi. Și ce avem aici? Să medităm și să săpăm adânc. Da, este o relație care vă transformă într-adevăr, dar este și o relație care v-a ținut în iluzie. A fost iluzia unei relații fericite. Să știți că nu a fost o bază solidă de la început acolo și mă întorc la cartea asta. Gândiți-vă la o bijuterie. Una e aurul și alta e un gablonț. Dar vouă vi s-a servit un gablonț poleit în aur și ați crezut că aia e averea. Nu era. Nu era. Să săpați, să vă transformați, să înțelegeți că mai bine așa decât singur într-o relație sau într-o relație care mă mănâncă de energie. Bun. Diamantul. Atenție la lucrurile care strălucesc, da? S-ar putea de multe ori să nu fie autentice. Un simbol al peștilor. Am vorbit despre pești mai devreme. Un simbol al gemenilor. Apare vărsătorul aici. Tot ca o energie de aer. Și apare aici asul de spadă, tot ca o energie de aer. Poate aveți legătură cu vreun pește. Ups. Norocul cu, ia uitați, mi-a căzut din mână, norocul, trifoiul cu patru foi. Sunteți binecuvântați pentru că ați scăpat din așa poveste și situație. O frunză plină și frumoasă. Abundență. O coroană. Unde te-ai dus tu, frumoasă rege de, regină de cupă? Ia uite, dacă eu pun aici în cap, voi sunteți iubitori și implicit oamenii care vin în viitor către voi sunt iubitori, dar să nu vă duceți în energia asta de spade. Mesaje, veți primi vești că situația voastră se îmbunătățește, se repetă coroana, ieșiți triumfători din povestea asta. A fost ceva ce s-a încheiat, uitați aici crucea, uitați aici 10 de spadă. A fost bine pentru voi că s-a încheiat așa. Elefantul, putere, foarte multă putere. Din nou, a fost bine pentru voi că s-a întâmplat așa. Unii dintre voi v-ați consumat atât de tare că ați slăbit. Bufnița, înțelepciunea, să vă transformați și să mergeți mai departe din povestea asta, să creșteți din povestea asta, că nu era de bine. Taurul, nu, eu am văzut un taur. Taurul, marele preot, dar și aripi de înger.
Veți avea ajutor, dragilor. Nu rămâneți singuri de izbeliște. Ștergeți-vă, vă rog, lacrimile, ridicați capul sus și privirea înainte, pentru că veți întâlni oameni pe drumul vostru, veți întâlni persoane și vor veni către voi situații complet diferite de tot ce ați trăit voi până acum. Crucea, se repetă din nou crucea. Unii dintre voi aveți clar și ceva legături cu succesiune, cu un deces, cu ceva de genul. Berbecul, aveți puterea și forța înainte. Începe ceva nou. Și inițiala F. Vineri. Poate vineri. Poate într-o vineri. Poate într-o țară, Franța, Finlanda. Poate pentru prima dată. Veți ajunge să cunoașteți de fapt iubirea adevărată și pentru prima dată vă veți simți în sfârșit împliniți. Oh, dragilor, sper să curățați povestea asta cu bine și să ieșiți triumfători așa cum vă văd eu aici, pentru că ăsta e drumul, ăsta e drumul vostru, să triumfați din povestea asta, nu să fiți cei care pierd. Vă mulțumesc că ați fost cu mine astăzi. Vă aștept cu un like, cu un comentariu, să vă abonați dacă doriți, iar până pe data viitoare vă îmbrățișez. Pa, pa!